Vestea că bărbatul de 60 de ani a ghicit numerele norocoase la tragerea Loto 6 din 49 le-a umplut inima de bucurie vecinilor săi din satul Apa Neagră, comuna Padeș. Joi a câștigat marele premiu în valoare de 2 milioane de euro. Vineri l-a ridicat din capitală, iar astăzi localnicii și-au făcut deja planuri. Să fie primar, domne, facă și el ceva pe sursa pe aceea. Deci trece motorul pe lângă noi, nu avem apă curentă, nu avem nimic, canalizări, nimic. Alții vor locuri de muncă. Părerea mea este că trebuie să deschidă o activitate undeva. Că noi toți vrem locuri de muncă. Vecinii sunt siguri că banii nu-l vor schimba pe câștigătorul despre care au numai cuvinte de laudă. Rămâne același om. Da, nu, el are niște calități care nu cred că schimbă. Familia bărbatului este plecată la muncă în Italia și acesta locuia singur. Recent își luase bilet să meargă să-i viziteze, dar acum i-a chemat de urgență pe toți acasă pentru că nu mai vrea să plece din România, unde a ajuns în topul milionarilor în euro. Toți despre el era singur. Mai acum trebuia să plece. Păi mâine trebuia să plece acolo, lasă și bilet în partea de avion. Și că le-ar fi spus, băi, veniți acasă, nu mai plec, că nu mai vin acolo. Dumne, să fie sănătos, cinste lui. Ne mândrim cu asemenea om, să tot fie pe aceea. Tocmai el avea programat mâine, sâmbătă, să plece la Maria. Și făcuse bagajul să plece în Italia, să stea 3 luni până în aprilie. Și uite că veni vestea, dar cu nu știu dacă mai pleacă. E foarte bine. Noi, cum să spunem, îi ținem pumnii că și de la noi e că ajungem bogași noi ai săraci, cum s-ar zice, că asta este. Când am aflat, eu vă spun că mă bucurai că ești de la noi cineva, că și eu aș vrea să câștig în viața mea, n-am câștigat un leu. Numai cine nu joacă, nu câștigă. Aceasta a fost singura declarație a gorjanului care nu vrea să fie dezvăluită identitatea pentru a nu deveni victima infractorilor. Acesta este un jucător fidel la Loto 6 din 49 și a jucat biletul norocos la o agenție din Baia de Aramă, județul Mehedinți, bilet care a fost completat cu două variante simple, prețul acestuia fiind de doar 9,7 lei.